Salut! Astăzi suntem într-un Renault Talisman, împreună cu Luțu Răzvan. Salut! Salut, Luțu, ce faci? Bine, sănătos? Păi așa e, că nu-i fără permis să stai mașina altora. Corect. Glumesc, bineînțeles, cred că aș fi mort fără permis, de asta încerc pe cât posibil să-l prețuiesc cât mai mult. Uite, de exemplu, dechei verde. N-am nicio amendă pentru viteză sau astea, am amenzi pentru bec curarse sau astea, dar mă refer că încerc să prețuiesc cât mai mult permisul pentru că am nevoie de el. Am zis să facem o întâlnire, el să meargă și cu Honda, să prezinte și Honda mea. Și o să văd și talismanul, fiindcă, după cum știți, mai am și o mașină de suflet, un Renault Symbol din 2001, iar acesta este un Renault Talisman din 2016. 2016, da. Spune-ne câteva lucruri despre acest talisman. Mi se pare destul de wow. Adică, Este totuși. un plus mare față de ce făcea Renault până acum, e adevărat. Poate tu știi sau cei care te urmăresc, nu știu. Eu am mai avut și un BMW 10, facelift, am avut și un Passat CC și așa mai departe. De ce mulți, adică am făcut și un clip intitulat de ce am dat BMW pe Renault. Pentru că la ora actuală vreau o mașină care să consume puțin, relativ, 5-6% să zicem, pentru că merg foarte mult. Mașina asta are 13.000 de km în 3 luni, făcuți în regim personal, nu fac cumpăr, nu fac nimic. Deci ai mers mult, foarte mult cu ea. Da, și de asta vreau diesel. E un motor care are impozitul 60 de lei pe an, nu am nevoie de viteză, nu sunt teribilist, nu-mi place să omor mașina și așa mai departe. Și am considerat că asta e mașina care îmi e fără dotări, este un design mai diferit și altceva pe stradă. Am vrut o mașină manuală, diesel, Euro 6, de generație nouă, care să arate bine și să aibă multe lutări. Iar mașina asta are multe lutări, în comparație cu alți competitori la range-ul ăsta de preț, ca să zic așa. Așadar, eu ți-am spus despre ea, deci motor de 1.6 diesel, Și de 131 de cai, adătăcire. manuală, că eu sunt cu... Bine, nu zic, îmi place și cutia automată, dar automat cred că mi-aș lua doar DSG sau aia de la BMW. Și ETC-ul e ok. Am condus talisman automat. E ok, nu e rea cutia, dar eu am vrut manual. Tu, dacă ai mai mers cu Renault de generație mai nouă, ca să zic așa, Nu, e primul cu care merg, să zic așa, de generație mai nouă. Adică de cum? generație nouă. Ultimul cu care am fost este Simbolul. N-am fost cu altele mai noi, sincer să fiu. Sau, Bun. ba, parcă am mai fost. Tu de cât timp ai simbol? Nu de cât timp, de cât timp îl exploatezi tu, ca să zic așa? Din 2018. De când am luat permisul, din Ce părere octombrie. ai tu despre Renault, având în vedere că îl exploatezi în regim propriu? Ca și brand, nu mă refer strict la Symbol sau la Megane sau la alt. Ca și brand, ce mașini ți se pare că fac și dacă ți se pare că faci parte din publicul lor țintă? Sincer să fiu, chiar sunt de Simbol, sunt super mulțumit. Totuși, cum am spus, este luat și de nou, am crescut cu el. Și chiar n-a avut absolut nicio problemă. Bine, la motor 1.4 MPI, na, se știe, este tank, dar ca și dotări, gen proiectoare de ceață, știu că s-au ars prin 2002, un an după ce a fost cumpărate, după ce a fost cumpărată mașina și decifrarea pe spate. Bine, le-am reparat de Asta nu mi curând se și pare am un făcut și defect clip. foarte, da, nu mi se pare un defect major. Da, e aiurea. Bine, mașina e făcută în Turcia. Da, și în Spania știu cum mai fac, mai au ei fabrică. Da, parcă au, da. Bine, ideea este că, în general, la Renault, defectele nu sunt la motor, ci sunt la electronică, la Exact, da. becuri, la... Motoarele sunt super reușite. Motoarele sunt ok. Într-adevăr, că asta încerc și eu să conving lumea. Băi, nu au putere precum un BMW, nu au feeling-ul precum un BMW, nu au materiale precum un BMW. Da, dar e Dar totuși bun material, adică. pentru prețul pe care îl dai pe mașina asta, ai dotări, ai design diferit, ai confort. Adică mi se pare că le îmbină pe toate. Cam ce dotări are? Uite, văd că are și for control. Ar fi fain să ne spui despre for control, mi se pare genială For funcția. control-ul se referă la faptul că toate cele patru sunt viratoare. Practic, în momentul în care tu virezi stânga la viteză mică cu volanul, dacă roțile din față merg spre stânga, roțile din spate virează până la 5-6 grade la dreapta. Astfel încât în momentul unei depășiri la viteze mai mari virează în același sens cu roțile din față, știi? Da. Încearcă să facă mașina, acest sistem încearcă să facă mașina și menirea lui a fost să facă mașina cât mai manevrabilă la parcări, la depășiri, la sensuri giratorii, la întorceri, gen
Ai văzut că se simte imediat că se plieze spatele. Da, e chiar o senzație unică, practic simți ca și când ai derapa un pic, dar Dar se ajută, pliază, da. adică e un Acolo unde am derapaj. întors, chiar a fost de ajutor, unde am întors acolo la Constituție, știi? Este un Chiar s-a derapaj simțit, controlat. ajută, Și da. e chestie de obișnuință, adică eu m-am putut obișnui foarte ușor. Chestia asta îmi place. Training-ul pe care îl oferă îmi place. Și fii atent, tu, mașina asta are moduri de condus, are O, da. direcție care poate fi setată, are suspensie, de exemplu, acum aici pe confort, amortizoarele sunt variabile și așa mai departe. Da, chiar ce amortizoare ai dacă... Nu știu să spun, știu că sunt variabile, atât. Da. Ideea este că dacă e să-ți cumperi un talisman, după părerea mea, ce face mașina asta să fie un talisman, este Ford Control-ul, pe care pe Megane poți să-l iei doar pe GT, Ford Și Control-ul pe Trophy am văzut că și, da, parcă e, gata, da. asta alte clase de mașini. Adică nu e neapărat ceva de uz personal sau de... Da, sunt sport racing, Da. gen, da. Deci, pentru mașina asta nu aș fi acceptat-o fără Ford Control și fără suspensie adaptivă. Mi se pare că asta face toată mașina. Aș fi putut să renunț, de exemplu, la head-up display, aș fi putut să renunț la navigație mare, aș fi putut să renunț, uite, la încălzire în scaune n-aș fi putut să renunț, pentru Da, că, sincer să fiu, cunosc e utilă. persoane care au plecat de la mașini 2005-2006 cu încălzire și au venit la, nu știu, BMW fără încălzire în scaune în Da. 2015, ceea ce, nu știu. Eu sunt de părere că sunt anumite dotări de care nu te poți lipsi odată cu evoluția tehnologiei. Clar. Are volan încălzit, are cruise control adaptiv, limitator de viteză, Android Auto, geamul în față, spate, mă rog, astea sunt masaje în scaun. Da, e o chestie interesantă asta cu masajul. Deci, modurile de condus. Ai Sport Eco, unde ți limitează accelerația, practic nu mai e turbină, se zice. Neutral este între și între și personalizat, spui tu cum vrei, uite, de A, ți-o exemplu, personalizezi cum ai chef. Și tu de ți-ai pus confort. ceva sau... Da, ups. Opa. Este tare, Ai da. pus-o pe ce ai pus acum? Am resetat. Am resetat confort. Gen, în loc să-i dau Ah. resetare, am dat, în loc să-i dau configurare, am dat resetare. Și fii atent, poți să-i selectezi în funcție de modul de condus, stilul de ceasuri, vezi că s-a modificat. Da. Depinde pe care eu ăsta mi se pare cel mai ok. După care, poți să pui sunet motor indus în boxe, asta nu prea funcționează, că e o codare de-am făcut eu. Cum funcționează asta, că e interesant, n-am auzit de... Așa, mă rog, sunt mai multe sunete, Ok. lumina ambientală pe Da, chiar confortul îmi ăla plac astea. salbatru, Pot să schimb, bănuiesc, nu da, masaj șofer, lumile. amortizoare conform, motor neutral, confort termic neutral. Și poți să pui și like-ul și la toate cele. Ia puțin așa de volan să vezi cum ți se pare direcția, da? Deci o simți cum e, da? Uite, o dau pe sport. Ia. E mai tare un pic, mi E se mai tare pare. direcția și mult Da. mai rigidă mașina și se ține Da. mult mai bine pe stradă, e mult Are un mai... feedback mult mai bun, să zic așa, Da, pe... eu prefer să merg pe un confort pentru că mi se pare cea mai bună Cam combinație. așa și la Accord, ca și feedback, să zic. Da, dar știi cum e? E unul nici moale, nici tare, cumva. Simți bine drumul, să zic așa. Mi se pare foarte moale uneori, enervant de moale pe confort, dar îmi place. Da. Adică nu prea ai cum la ora actuală, mai ales cu mașinile generației nouă, să vii fără o direcție cât de cât accesibilă. Și prin faptul, de fapt, prin modul de a spune accesibilă, nu mă refer la strict să poți să flui, să sufli în volan, să se... Dar mă refer să fie ușor de manevrat mașina. Asta e, uite, exemplu, asta este singura mașină din grupul unde face ea parte, mă refer cu alți competitori, Passat, Mazda 6, Mondeo, Da. așa, care are Ford Control-ul. Există opțiuni asemănătoare pe seria 7, pe S-Class, Posibil, nu știu, n-am da, idee. doar că acolo opțiunea costă cât toată mașina asta. Înțelegi? Și nu știu, uite, da, dă-ți cumpără despre materiale, adică mi se pare o mașină bună în banii pe care dai pe ea. E ok, adică... Nu este Bine, premium. și îmbinările, da, clar, nu e premium, dar are îmbinări Are ok și materialul materiale. nu e nasol la atingere, e moale. Cel puțin mie îmi place, uite, îmi place și chestia asta aici. Da, este, are materiale exact pentru cât valorează și pentru cât costă. Volanul seamănă foarte mult cu Golf 7. Mi se pare că... Nu știu. știu când am făcut școala, era aproape identic și ca feeling, ca cum se ține în mână, știi? Sunt, uite, parchează singură, are park Da, e o assist. chestie super interesantă asta. Știi că nu o folosesc mai mult noaptea, când mașina e murdară sau așa și când mașina e murdară și nu văd în oglinzi bine, pentru că ea se ghidează pe senzori. Bine, dacă senzorii sunt murdari, nu e ok, știi? Cum ți se pare ție mașina la prima vedere? Uite, să zicem că o conduce 20 de minute. Sincer, prima dată să încep cu exteriorul. Deci îmi place foarte mult. Deci, cum spuneam, cred că n-am mai zis niciodată de fapt asta. Îmi plac foarte mult de la Renault Megane 4, variantele RS, mă rog, Clio, Megane Trophy și Talismanul. În primul rând pentru designul exterior, sedan.
dar și pentru acele stopuri, care mi se pare extraordinare. Adică cred că este singurul model, sunt singurele modele care au acele stopuri care se continuă pe portbagaj. Da, și cele din față, ceul acela, știi? Da, farurile. Astea sunt și cu full LED. Vreau să zic să mergi între a treia și să încerci o cal, să vezi cum ți se pare 130 de cai. Da, uite, să fie peste 2000 de ture și ești în confort. Uite, calcă să vezi cum ți se pare 130 de cai, cât se simte. Are și kickdown? Nu. Are? Nu, dar are 130 de cai. Bă, se duce. Și ești pe confort, nu ești pe sport. Da, pe sport... Trage puțin mai tare. Da. E altfel răspunsul la pedală. Dar, consider, pentru greutatea ei, 130 de cai, 1.6 e ok. Se duce destul de bine. Ce masă are, cât ai zis? O tonă jumate. O tonă jumate? Destul de grea. Ca acordul, ca și acordul. Da, nu e o mașină mică, e o mașină, depinde, fie de familie, fie de... Depinde ce vrei să faci cu ea. Vezi că trebuie să faci dreapta aici, că o să... Ah, dreapta, corect. Mergem aici să... Dreapta, hei. Dreapta? Da. Bine că ești reîncurcut de data. Mergem aici la Târgu Autovid, invitam să ne bată ăștia, să ne luăm cu samsarii la dreapta, la... Nu, glumesc. Uite, de exemplu, ai văzut că eu fac clipuri din astea în târg. Bă, și da. Vin persoane și te spune de ce mi-ai filmat mașina. Mă, frate, eu încerc să te ajut să-ți vin mașina niciodată. Dar promovezi, practic, adică... Adică gândește că tu poți să pui un anunț pe OLX să fac 100 revizionări. Da. Practic nu te sună nimeni. Și eu poate fac un clip, m-am făcut la Cluj cu Passatul ăla, a făcut 100.000 de vizionări. Și sigur, se vinde mașina, se face coadă. Deci din 100.000 de vizionări, e imposibil să nu fi venit unul, băi, unul să vadă. Da. Și practic tu n-ai dat nicio mă pregăstea. Pentru că eu nu mă duc în târg să zic, băi, eu un jaf de mașină nu o cumpăr, sau nu veni să o vedeți. Nu. Asta e mașina, asta e prețul, sunt lutările. O... Se văd în clipuri, uite, se vede care bară față vopsită. Mm-hmm. E imposibil să nu vezi, că e diferență de culoare. De o mașină SH. Eu aș cumpăra o mașină revopsită, fără niciun fel de problemă, dar să nu fie lovită rău. Da, adică să fi fost afectate elemente de siguranță sau structurale, să aia fie clar, nu e ok. Strâmbi sau prag, da, lonjeroane, sau d-astea, lonjeroane, da, da. Înțelegi? Astea nu aș cumpăra, pentru că e vorba de siguranța mea. Da. Bine, se pot face... Da, dar nu le mai faci ca în fabrică, adică normal, mașina nu cârpită este. Nu e, știi? Dar, și cu airbag-uri sărite, dacă mașina a avut airbag-uri puse înapoi bune, o cumpăr. N-am nimic împotrivă. Da. Problema este că la noi, din lipsă de buget și de bani și pentru că vor să vândă mașinile foarte ieftine, nu mai pun airbag-uri înapoi. Da. Sau pun cele mai ieftine airbag-uri, niște imitații, ceva și e foarte aiurea, că omul ăla moare din cauza ta. Înțelegi? Da. Da, adică totuși siguranța e pe primul loc. Eu nu sunt absurd să zic, băi, vreau o mașină SH care să, știi, uite și aici, să simți că durează spate. Da, chiar din nou, nu știu, un feeling că... că da, să pliază spatele. Da, că îți fuge cumva și că derapează, da, dar te ajută. Uite și aici, să vezi că la semaforul să întorci și o să vezi la fel aceea senzație foarte mișto. Da. E, da, e într-adevăr, e destul de interesant cum se simte, dacă nu ești obișnuit... Și nu este problematic, adică nu te gândi că e vreo casetă de sau un sistem foarte, foarte... Nu, știu cum am uitat un pic cum funcționează, efectiv e un motoare electrice, da, parcă. Niște da, niște electrici, ca să zic așa, și practic se pliază după ce mișcare are caseta din față. M-am uitat și aveai niște capete de bară, m-am uitat un pic printre spițele de la jantă și... Dar sistemul ăsta a fost prima dată pus pe Laguna. Și practic pe mașina aia, avându-le că nu s-a vândut foarte Laguna GT, mi se pare. Și avându-le că nu s-a vândut foarte bine, practic aia a fost mașina de test pentru sistemul ăsta. Și avându-le că nu s-a raportat nicio problemă atunci, l-au montat în continuare. Da, și pe Talisman o singură persoană m-a auzit care a avut probleme cu el și am înțeles că e destul de scump să-l schimbi. Nu știu. Da, bănuiesc că totuși și manopera e, adică efectiv să dai jos sistemul, dar, dai jos motoarele. Dar m-am vorbit cu cineva de la Renault care este miezul, ca să zic așa, la proiectarea mașinilor, mi-a zis că sunt șanse foarte, foarte mici să pice, pentru că e făcut astfel încât să fie cât mai simplu, nu foarte complicat, nu multe, mă refer să nu fie foarte multe bilete, capete de bară, rulment sau alte fuzete, nu știu gen, știi, să fie foarte complicat. Sunt niște cilindri și practic ei nu se pot defecta. Problema este în ce condiții merge mașina. Dacă mergi în zonă nisipoasă sau așa, este foarte probabil să-ți intre la cilindri. Să-ți intre mizerie, praf, nisip, da, într-adevăr. Da, și să-ți rămâne blocat și să mergi cu mașina strâmbă mereu. Da. Adică vor rămâne roțile așa ca și cum mai avea puntea strâmbă, dar tu practic n-ai puntea strâmbă, pur și simplu, așa e senzația, știi? Uite, de exemplu, cu alte mașini poate nu ieși din prima, știi? Ha? Ieși, ieși. De ce? Să știi că cu alta, nu cred, dar virează. Ea este și o mașină destul de lungă, are aproape 5 metri. Da. Și s-au gândit, băi, e o mașină lungă. Adică nu ești pentru oraș, aceeași chestie și cu direcția, știi? E făcută mai moale pentru că mai parchezi, mai depășești, mai închinui să parchezi cu spatele, știi? Ai o poziție destul de bună la volan, scaunul este destul de comod, ai și aceste pernițe, te țin bine în scaun.
Nici nu te, nici nu prea ai un, nu te poți mișca prea mult în scaun, la fel și pe lateral ai pernițele. Poziția la volan pot să spun că este destul de ok și volanul se ține bine în mână, cum spune mașina potrivită. Ca și dotări este super, adică ai foarte multe dotări pe ea, tu știi mai bine. Pentru prețul pe care Da, eu asta exact. încerc să conving oamenii. Pentru prețul ăsta e ok. Da. Vrei să-ți cumperi ceva mai premium, un BMW, un nu știu ce? Da, ai dotările astea, dar cu un alt preț. O mașină de genul ăsta îți oferă multe dotări în standard. Lumile ambientale le ai în standard, ceasurile digitale le ai în standard, modurile de condus le ai în standard. Lupe în standard, nu e halogen ca la Passat, dau un exemplu. Adică mi se pare absurd ca în 2020, 2016 când ai ieșit mașina asta, să plătești, nu știu, dacă se pune roșu aici, Da, am văzut. să plătești, nu știu, pe un Passat Chell, nu știu, cât să zic, 20.000 Da, plus destul de mult, cred. pentru a lua cu halogen ca la Logan. Da. Și pentru a plăti foarte mult brandul, asta e ideea. Păi asta e ideea, plătești brandul de multe ori, Prefer dar... să nu plătesc brandul, pe mine nu mă deranjează ce sigla pe volan, pentru că asta nu e o mașină de figuri sau de fițe, însă e o mașină care îți poate îndeplini toate dorințele posibile, confort, consum, ținute de drum și așa mai departe. Da, ține cu gospodăria, cum Da, s-ar spune. se strică, asta e, orice mașină se strică, dar sunt sigur că nu o să coste la fel de mult ca la un BMW sau la alte branduri mai Clar. premium. Uite chiar când vine vorba de costuri, mi-a arătat filtrele și uleiul. Cam cât ar costa o revizie, să spunem, 520 de lei. 520 de lei, doar uleiul și filtrele. Ulei Și alături de toate toate filtrele. filtrele. Tot, tot, tot. A, și ca manoperă, acum, nu știu, s-ar putea Manoperul să fac coste... alături de un vecin, nu. A, Îmi ok. place să-mi bag și mâna în ulei și n-ați dat sincer să spun, Da. dar... Adică un pachet de țigări și o sticlă de cola, Da, ceva de e genul. divert. Nu e vorba neapărat cu un pachet de țigări și astea, dar... Mă, mai ușor, sunt curios, știi? Mai ales că mașinile astea sunt mai atipice și ca și motoare și ca și... De exemplu, am avut prieteni care au mers cu mașina asta, ei având mașini nemțești. Da. Nu găseau clima, nu găseau foarte multe chestii. Da, sunt multe, chiar cruise control este pus aici jos, cum este de obicei la Da. Dacia sau da, deci aici e. Dar îl setez de aici, de exemplu, acum ține seta, da? Da. Tempomatul activ e cruise control adaptiv. ACC-ul, cum zic, e adaptiv cruise controlul și îl controlezi, bineînțeles, de pe volan, că ar De fi pe vorba volan, să cred stai că să... aici. Da, 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 e da. aiurea, da. Și acolo ai reset-ul și off, gen. Și aici cred că trebuie să ții dreapta pe unde e mașina de poliție. Da. Adică și mașina asta are lipsurile ei, uite, de exemplu, are jante pe 19, dar Da, restul de mare totuși, când sunt jantele. pe, când ești pe confort, Da, acolo boss. când ești pe confort, vezi că nu e rigidă? Adică nu mi Da. se pare foarte rigidă, când o dai pe sport, dar e foarte Nu, e rigidă. chiar, are o suspensie super moale, plăcută. Adică absorbe destul de Da, ok. da, e confortabilă. În sport am văzut că când ai putut să duci în sport am parcurs și câteva gropi și într-adevăr e rigidă. Da, atunci... Asta zic că mașina asta are o dinamică bună, pentru că când o pui în sport, mă rog, nu ceasul roșu și alea, că nu-ți dă putere, Da. dar direcția este mult mai tare, suspensia mult mai tare și crede-mă că n-am reușit. Nu e o mașină sportivă, dar e foarte plăcut pe serpentine să mergi a doua, a treia, cu 30-40 la oră și să-ți vireze și spatele, uite cum virează Da, și acum, acum s-a simțit. să-ți vireze și spatele, să o ai și direcția foarte tare și să rămână și pliată aproape de stradă. Nu e puterea, dar e senzația pe care ți-o oferă de siguranță, adică nu a reușit să o ridice pe asfalt. Mi se pare că e foarte... Nu e sportivă ca mașină, dar mi se pare că e făcută astfel încât să stai aproape de stradă, astfel încât să... Ți oferă oarecum o siguranță de sine, băi, nu pleacă de sub mine, știi? Da. Uite, de exemplu, acum o să eu cum pot sport, deci confort, sau schimba ceasurile și o să Da. simți direct feedback-ul în volan, cum... Da, și da, trage și acum se simte că intră turbina mult mai tare. Da, După peste cam după 2000, vreo uite deja din 8800. aurie, da, după 2000, ai călcat o bană. Calcul acum să vezi dacă pleacă Da, altfel. se duce. Da, se duce ca lumea și l-am călcat-o la maxim, atunci călcasem la maxim mai devreme. Da, Nu e o într-adevăr, mașină care e să facă și viteză, asta care așa. să Da, direcție, s-a da. simțit. Și o vezi și rigide, că Da. simte imediat tot. E mult mai rigidă, chiar se simte diferența. Bine, eu am mers cu un talisman cu jante pe 17. Nu se zice nimic. E diferență foarte mare cu aia 2 inci. Hai Ne, să mă opresc. ah. Da, să nu Un pic forțăm. lângă poliție, da. Și Băi, nu acolo acum, păi, neapărat, uite, fii atent, și dacă stai pe loc, o să simți că se schimbă toată mașina când pe confort. Păi că se liniștește tot. Și de obicei pune și masajul în scaun. serios? Dacă pui pe confort? Depinde cum se testul, Ah, dacă spui... Ah, că poți să-l pe... personalizezi cum vrei tu, știi? Da. Pe eco,
Dar bine, pe eco îți limitează puterea și îți mai limitează ceva la climatizare, știi? Poți să vezi calitatea aerului, poți să-i dai ciclu de dezodorizare înăuntru, gen să recirculi aerul. Adică sunt chestii care Serios? Nu. sunt E util în chestii. București, cred. Cupolarea asta Da, uite, chiar poți să vezi chiar acum. e interesant. Da, să nu se facă la semafor verde. Mergi la vehicul. Și se mișcă foarte bine sistemul ăsta de Calitatea calitatea aerului. aerului. Wow. Așa, și acum ți-a luat-o, calitatea aerului bună. Bună. Și vezi, în funcție de temperatură, ți-a spus, pe aici nu era chiar bună, și tot așa, știi? Uite, ciclu de dezodorizare. Dezodorizare. La final, pot spune că recomand această mașină și nouă, dar și SH dacă avem un buget mai limitat. Nu trebuie neapărat să vă sperie kilometrii. Ideea este să fie într-o stare bună. Sunt mașini de cei care mi-a trimis cineva poză cu un Logan din 2012 cu un Mustang. Da. Și motorul încă era Deci ok. Nu eram pioneze, încă era ok. sunt fiabile, deci nu trebuie să vă speriați neapărat de kilometri. Deci, pe total, recomand această mașină. Haideți să nu mai fim așa hateri Renault, fiindcă este o mașină care ține cu gospodăria. Într-adevăr, nu ți oferă sportivitate și senzații tari, dar pentru familie este super bună. Dacă ai pretențiile normale de la ea, o să te mulțumesc. Da, corect. Multă lume are pretenții peste și nu vor să înțeleagă că am făcut un clip, nu vor să înțeleagă menirea unui produs. Dacă produsul ăsta, adică Renault, curați cu mașină, nici premium, nici low cost, cu motorizări Mă, decente dar nu mă lasă pasat. și să arate decent pe stradă, românul, unele persoane nu vor să înțeleagă. Bă, asta e menirea produsului ăsta. Să fie un compromis între low cost și premium și să aibă motorizări decente. Corect. Și dotări multe, ca să fie serios și să oferă o grămadă de dotări. Da, e foarte Ei multe. nu vor să fie în top aici. Dar ei, ca și vânzări, sunt foarte bine. Da, dar cred că este Renault e prin cele mai vândute mașini din Europa, nu? Sau cred că e chiar pe primul. Este în top. Da. Deci, cel mai vândut hatchback sau compact este Golful, în continuare, și normal să fie Golf, pentru că de 10 de ani este Golful. Da. Și după este Clio. Dar gândește că acum câțiva ani Clio era cu mult, mult, mult mai jos. Da. Adică e o creștere semnificativă. Gândește că Kadjar-ul s-a vândut în 1 milion de bucăți. Talismanul nu Pajarul, s-a da. vândut foarte bine pentru că este și scump și poate oamenii nu vor atât de mult de la o mașină, știi? Dar Kadjar-ul ți-ai un SUV-uleț, un Duster mai mare la 18.000 de euro, nou. Da, și arată și bine, Și zic arată și bine pe eu, stradă, da. da. Ți-l iei chel într-adevăr la 18.000, clean chel, ai o climă, aia, știi? Un Duster nu o să iei cu atâtea dotări niciodată pe ăsta, pe Kadjar, poți să spui panoramic, poți să ai alte dotări, motorizările sunt cam aceleași. Mulțumesc mult, Luțule, pentru tură. Păi Super fain. tu mai tot tură. Da, corect, dar recomandat mașina pentru tură. Așa. Este super faină. Să-mi le și pozele oamenilor. Da, nu n-a cum să, n-avem cum să stricăm pozele oamenilor, fiindcă intrăm cu talismanul, adică din contră, mai mult. Da. S-a spart și mafia care abia nu a plecat. Passat gang. Încă Da. nu s-au dus. No, mulțumesc mult. Și Și ai venit aici la da, am ajuns, s-a adus tolantă. talismanul lângă acord. Știi cum e? Când e frate Am lângă frate, se dă vagul la o parte. plecat, ne-am întors la, am căzut de acord, de comun acord. L-am cus de Te-ai comun prins. acord. Da. Mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați și să ne urmăriți și pe Instagram. Drumuri bune!